Toți copiii sunt invitați la zilele lui Moș Crăciun. Astăzi, micuții prezenți la aniversare au petrecut clipe frumoase alături de ajutoarele moșului. Au pictat, au confecționat globulețe și betale pentru bradul de Crăciun și s-au bucurat de un spectacol de teatru de păpuși. Surpriza pregătită de organizatori. Ce confecționezi tu aici? Un tablou de iarnă și cu lumânări și acum fac fondul. Cine te-a ajutat pe tine? Cine te-a sfătuit? Domnule desen. Ai confecționat, ai mai realizat astfel de botoabe? Da, am mai făcut când, acum un an, doi. Pentru bradul de Crăciun? Da. O să le așezi în brad după ce o să termin? Da, poate. Te ajută și alți copii de vârsta ta? Da, unii, nu știu. Spune-mi ce materiale folosești, văd că ai acuarele, hârtie glasată. Da. Acuarele, pensule, carton, cam atâta. O să iasă niște globulețe frumoase. Da. Este un om de zăpadă. Da. Pe care tu îl colorezi acum. Da. Cum te-ai gândit să-l faci? Păi m-am gândit după ce-l termin, pentru că se culoarea prea închisă, iau apă pe pensulă goală și ca să o fac mai deschisă o pun pe om de zăpadă. Înseamnă că tu chiar te pricepi la pictură, la experiență. Da. Este prima dată când confecționezi podoabe pentru bradul de Crăciun? Nu cred, nu. S-a mai întâmplat și în trecut, ai mai confecționat cu mâna ta podoabe. Da. Sunt mai interesante decât cele din comerț? Vrei să desenezi că se vede dușul? Se poate spune. Atâta vreme cât sunt confecționate de tine? Știi câți copii desenară cu mine? Nu pot să zic asta, că cele din comerț sunt făcute mai frumoase și mai vioaie, dar și cele făcute de... Și acestea sunt frumoase. Este un motiv de mândrie pentru tine. Îți vei împodobi bradul de Crăciun cu podoabe confecționate manual de tine. Da. Micuții au avut parte de ajutoare de nădejde. Spiritușii lui Moș Crăciun i-au ajutat să confecționeze podoabele pentru bradul de Crăciun. A venit iarna pe la uși, pe la ferești. Ai înțeles cum, da? Ce personaje prezint și spunem sub ce formă îi ajuți pe copii? Eu sunt Spiritușul și încerc să-i ajut să coloreze ei singuri, pentru că mulți dintre ei nu știu și încerc să-i ajut eu. Este o activitate interesantă, o activitate de destindere. Copiii colorează, cântă, învață colinde aici. Da, 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 învață colinde. Mulți dintre ei nu știu, dar sunt foarte micuși și învață și îi ajut. Se simte atmosfera sărbătorilor de ani? Da, se simte, datorită copiilor. Bine ați venit la centru comercial. Este o intrare, se organizează gratuit pentru zilele lui Moș Crăciun. După cum urmează, este un program de weekend pe 7 și pe 8 decembrie. Avem un atelier de creație pentru copii de la ora 11-12 jumate cu păpușa uriașă, un atelier de pictură cu decorațiuni, iar parada și este și parada mascotelor și modelaj de baloane. Îi așteptăm pe toți în jurul orei 11-12 jumate. Programul este sâmbătă 7 decembrie, duminică 8 decembrie și weekendul viitor pe 14-15. Toți copiii, indiferent de vârstă, sunt așteptați și mâine să participe la zilele lui Moș Crăciun, eveniment organizat în incinta complexului comercial din centrul municipiului.